Continuă războiul dintre Laurențiu Ciurel și cei de la Fondul Proprietatea. Managerul Complexului Energetic Oltenia anunță că pe data de 21 ianuarie are proces cu acționarul minoritar de la compania energetică și că va cere despăgubiri importante. Ciurel vrea 100 de milioane de dolari de la Fondul Proprietatea, pe care îl acuză de abuz în minoritate. Ciurel vrea să le ceară despăgubiri importante celor de la Fondul Proprietatea, pe care îi acuză că au pus bețe în roate companiei energetice. Ciurel vrea 100 de milioane de dolari de la Fondul Proprietatea. Pe 21 ianuarie avem termen la procesul cu Fondul Proprietatea, în care l-am acuzat de abuz de minoritate. Ar cam fi printre primele cazuri când se poate demonstra juridic, cu probe, că un acționar lucrează împotriva intereselor companiei la care este acționar. Pentru că acest acționar mai este acționar și la o companie rivală. Șeful CEO a mai precizat că Fondul Proprietatea a adus prejudicii CEO. Și daunele pe care ni le-a adus acest acționar sunt în măsură să ne facă să cerem o asemenea sumă. În această seară, de la ora 18:40, puteți urmări un interviu în exclusivitate cu managerul CEO, Laurențiu Ciurel.